Da, bă, Charlotte, haideți că am aflat că în 2 zile ceva de genul se termină sezonul ăsta și am zis, hai bă, să-i mai dăm așa măcar ultima șansă să vedem cum se joacă jocul ăsta, jucăm un solo, Battle Royale, hai să-i dăm play. Ok. Nu știu ce cu acel avion, dar... Da. Oh, Shift Chef! Am și uitat de locația. Am și uitat de locația asta că există. Gen sezoanele astea, că știu că există, că n-am, am jucat când era vremea lui. Și nimeni nu vine. Ok, deci sunt singur pe Shift Chef. Bă, cât mai mă dăpam pe locația asta, bă, ce frumos. Uto! Ui! Trebuie să nu pici. Ok. Și da, poate câștigăm și noi că vorba aia. Am zis să, bă, hai să-i mai dau o șansă la jocul ăsta, dacă tot se termină acum sezonul. Hai să vedem ce se mai aude de jocul ăsta, cum mai este, dacă se mai merită să mai mă joc în continuare. Bine, în continuare și că eu mă joc așa mult, dacă mă întrebați pe mine, intru o dată la 3 luni și atunci, cam atunci, la început de sezon și cam pe la final de sezon. Atunci când, na, e sezonul nou, ca să văd și eu ce s-a băgat domnii, dacă se merită să jucăm sau nu. Uite, de exemplu, eu m-am jucat foarte mult în sezonul în care a fost Venom băgat, pentru că, mă, mie chiar mi-a plăcut sezonul ăla, nu știu de voi. Cu puterea lui Venom, când a fost Carnage-ul în Battle Pass, da. Atunci pot să... Porci, porci, stați așa bușilor, că nu v-am mai văzut în sezoanele 6. Cum v-am zis, mi-a plăcut foarte mult sezonul ăla și m-am încercat o grămadă, vă dați seama. Plus sezoanele în care... sezonul 6, dacă nu greșesc, cel de când s-a băgat arcurile să crafteze atunci, da. Și atunci m-am jucat chiar o grămadă, dar de atunci nu, de atunci au fost niște sezoane care pe mine chiar nu prea m-au încântat. Și dacă nu prea m-au încântat, vorbea, nu prea am jucat. Practic eu am luat Battle Pass-ul de atâtea ori, doar pentru faptul că intram câteva zile ca să fac rost de în Save the World, făceam rost de niște V-Bucks și după nu mai intram. După gap. Și așa o să fac în continuare până o să apară un sezon care o să-mi placă și mie și care, bă, pot să mă joc. De exemplu, acum la sezonul ăsta s-a scos build-urile la început, a fost o săptămână de aia de mai bine nu te mai jucai jocul ăsta. Chestia asta cu movement-ul ăsta, fac. Opa! What? What? Nu știu ce e cu arma asta, dar mă chinui și eu aici să aflu. Bun, deci charge-ul ăsta, SMG, nu, vreau altul. Oh, ok, Stinger-ul ăsta e bun, da. Ok, deci charge SMG-ul ăsta, băi, ok, dar nu prea. Cum e charge pump-ul, să fiu sincer, și nu prea îmi place. Că când dau să spamez, bă, frate, vreau să spamez, să mi se încarce prima oară. Să fim serioși. Și stai puțin că eu am văzut că băiatul ăla a venit cu mingea. Opa, ia stai așa, unde e? Ia uite, bă. Wow, de când am mai pis mingea asta? Bine, nu cred că era cum era înainte, să fiu sincer. Mi se pare prea multe animații pe ea, din ce văd. Nu știu ce e floarea asta, dar nu mă bag, man. Nu pot să sai, că eu tot apăs pe ISO, dar văd că nu prea merge space-ul. Da, ok, trec ăla și iau șoriful ăsta. Ia, la un început, bă, câinii aia se bate. Bă, doamne, tui. Da, dar ia, nu, dau și eu de un play și când o să dau de un play, o să dau de un de la transpira, domne. What the fuck? Oh, și practic m-am întors cam de unde am plecat. What the fuck? Ce e aia? E player? Stai un puțin, e player prima oară sau ce chec e aia? Spider-Man? Stai, ce? Ce chec e aia, bossule? What? Kamehameha. Aaaa, e arma Kamehameha. Da, înțeleg, nu. Nu că, da, e, nu, e logic. Da, înțeleg că ești rău, doamne, n-am înțeles nimic ca să mă bată, mă, că am înțeles ceva. Dă-te-mi pula mea cu ea, la foc. Dă-te-mi pula mea. Ia uite-ne.
I-ai fut toți. Nu știu, dar arma asta mi se pare bună, rău. Combatul ăsta nu știu ce e, dar e bună. Eu nu înțeleg ce-i cu avionul ăla. Ia că mă duc după el. Bine, cred că o să vină 70 de persoane, să fiu sincer, dar hai să mergem să vedem ce e, doamne, cu avionul ăsta. Mă, cu eu, unde sunt? A, uite-mă, gata, m-am văzut, gata. Eu mă uitam pe aici, să fiu sincer, dar nu știu de, nu știu de ce. Deci, hai să vedem. Mamă, dar sper cu aia să nu mai... Ia, hai că nu o să mai vină altă. Vreau și să văd ce-i frate cu avionul. Lăsați-mă și pe mine, eu n-am văzut. Doamne, lăsați-mă și pe mine. Vă rog frumos, măcar să vină, dar să vină prăști. Să pot să bași. Dacă vin transpirat și e urât. Am ăsta aici, dacă eu nu am niciun de ăsta. Forță! Cred că prima oară vin aici să iau și o armă asigurată și după mă duc, să fiu sincer. Da. Da. Ce pula mea cu aia m-am urcat, mi-a sărit, wow, wow, what the fuck. Dar n-am vrut să sar. Bă, la de ce mi-a sărit, nu știu, a, bana. Ia te dracu că m-am dus de pe el, l-am prins pe părți, gata. Nu știu să vă, fraților, ce se întâmplă aici. Dark Vader, dă-te-mi pula mea cu aia, a venit Dark Vader. Cui a venit Dark Vader cu aia? Cu aia! Star Wars, ce pula mea, lăs, bă, nu mai vreau, gata, las, că n-am armă. Data viitoare vin. Oh, da, oh, da. Jetpack. Ce balacală, uite deasupra, mule, mă. Ăsta are flex, coaie. Coaie, ce joc? Ce pula mea? Uite-l, coaie, pe ăsta. Coaie, dă cu flexul morții lui. Da, mă, nu mă întreba și cu jocul ăsta. Eu v-am zis, nu mai mă joc jocul ăsta. Habar n-am ce toate creaturile astea, toate itemele astea. Da, una-i cer, frate. Eu nu mai mă joc până la sezonul viitor. Așa că ne auzim pe data viitoare. Salut!